Joi are loc a treia acțiune de dezinsecție cu mijloace terestre și cea de-a doua acțiune cu mijloace aeriene din acest sezon cald în comuna Ghiroda. Elicopterul va efectua dezinsecția începând cu ora 18:30, iar mașinile de dezinsecție vor pleca pe teren începând cu ora 21. Apicultorii înregistrați pe raza comunei sunt îndemnați să ia măsurile care se impun în vederea protejării albinelor. În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, perioada de efectuare a acțiunii va fi prelungită. Deși se pulverizează atât aerian cât și la sol pe fiecare stradă, condițiile meteo stabile favorizează în mare măsură apariția mai multor generații de țânțari. Pentru o eficiență sporită este indicat să efectuați dezinsecția în curtea proprie, concomitent cu acțiunea de pe domeniul public, cu aceleași substanțe cu care se pulverizează. Toate produsele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.